Salut tuturor și bine ați venit la un nou clip la mine pe canal. Astăzi continuăm seria noastră de drafturi cu draftul sudamericanilor. Bine, mă, wow, ce entuziasm fals. Știu că v-a plăcut foarte, foarte mult acel draft al europenilor cu acel marocan pe care l-am ales. Înainte să începem, apăsați butonul de like dacă vă plac drafturile și să continuăm această serie cu, nu știu, draftul africanilor sau draftul neozelandezilor. În fine, apăsăm butonul de like dacă vă place acest clip. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați la acest canal și urmăriți-mă și pe Instagram alexandru.rădulescu98 și aveți și încă un site de periferice foarte, foarte bun, Scule de Gaming. Băi, haideți să ne concentrăm și să luăm formație. Ideea care, dacă nu o să găsim niciun sud-american, o să încercăm să facem primul 11 măcar din sud-americani. Așa, hai să vedem ce luăm noi, un 4-1-2-1-2 sau un 4-2-2-2? Aleg 4-2-2-2. Sau? Ce ați alege voi în această situație? Scrieți-mi în comentarii, 4-1-2-1-2 sau 4-2-2-2? Ce sistem vă place mai mult? Ia să vedem, bă, eu iau 4-2-2-2, așa. Începem în forță, stai să ne uităm, e Uruguay, Suarez, bun, începem bine. Nu loc bine. Hernan Crespo sau Alex Teixeira, caraliu. Ăsta Alex Teixeira nu arată deloc rău. Ce înălțime are? 1.74. Sau o legendă ce să ne ajute la chemistry. Sau, nu, asta. Bă, iau legenda că o să fie groasă cu chemistry-ul. Hai să vedem aici. Vargas. Pizza asta nu e ce trebuie. Vargas e din Chile, luăm. Mergem pe partea asta la altă. Juan Romarichelme. Ia să aici. Fabinho este bun, se încadrează. Și luăm aici, mamă, Fabi. David Luiz, Ndidi, Kante, Sergio Busquets și Van den Beek. David Luiz se încadrează, good. Facem chemistry destul de bine. Ia să vedem aici, pe stânga. Nu avem nimic. Yuri Berchici, Alaba, Schulz, Erkin, Camara. Bă, luăm, nu contează, oricum nu o să-l folosim. Vedem fundașul central, Maicon, se încadrează, este singurul brazilian, sau din America de Sud. Umtiti, Kabak, Ruben Diaz, Varane, Sergio Ramos. Aici iau pe Varane, chiar dacă nu contează. Mergem mai departe, fundașul dreapta, Mariano sau Valencia, care e din Ecuador. Arată bine, dar nici cu Mariano nu mi-e rușine, să știi. Având în vedere că mai avem brazilieni. Ne ajută mai mult acest mare. Bun. Portăria, nimic din America de Sud. La mișto. Deci ne trebuie un fundaș stânga, un fundaș central și un portar ca să facem acel 11. Cuadrado, Columbia, nice, let's go. Togo. Mergem mai departe, Alexandro, bun. Bun sau Di Maria? Având în vedere că ne trebuie funda stânga, Sandro e potrivit. Așa. Bun. Bale, Jesus Navas, Corona. Mexic. Bă, Mexic, încât știu eu, nu e în America de Sud. Dă-mi ea. Am vreo lușa, dar încât știu eu, Mexic nu face parte. America de Nord, corect. Corect. Țara situată în America de Nord. Corect. Deci nu sunt fraier nicio secundă. Mexic nu este din America de Sud. Dacă luăm pe... Nu contează. Hai să luăm pe Corona, să zicem că nu e din Europa. Gorin... Brazilereo se lăsau. Hei, ia băiatul dacă vrei, dacă nu e cel ce zbiară, tu ești cel ce iese afară, Garincha. Fernandinho, Garincha, pentru un super sub de calitate.
Ar trebui un cam brazilian sau un CM din America de Sud. Tarica. Nici ăsta nu e din America de Sud. Tarica o să luăm pe prompts. E ce trebuie. Argentina l-avem pe Di Maria. Dă-mi te rog un cam CM. Uite-l. Salvio. Argentina. Nu cred că e ce trebuie aici. Da. Chemistry 0. Fundaș. Papu. Da, mă, da, Papu. Bine rău a intrat Papu aici. Bine rău. Și acum ne trebuie un fundaș central. Godin sau sau Marcelo. Brazil. Mamă, Marcelo, fundaș central. Îl mutăm cu Alexandru. Hai să luăm pe Marcelo. Cam aici se face chemistry 97 și acum sper la încă un fundaș central mai bun în cel, nu? Uite-l, mă, da, da, mă, da, Joan Jesus. Un portar. Te rog, dăm portar din America de Sud. Te rog frumos, brazilian. N-a fost să fie. Jucăm cu Marcelo în poartă. Jucăm cu Marcelo în poartă. Da, 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 am spus draftul sudamericanilor. Primul 11 doar de sudamericani. Și avem vreo rezervă? Da, avem. Sunt chiar două rezerve. Carincia. Și... A, uite, avem și Cuadrado pe bancă. E frumos, Paran. Mulțumim de vizită. Așa. Brazil, Brazil, Argentina. Marcelo în poartă. Și o dăm cu ei. Facem o singură schimbare, de fapt. Avem așa, Cuadrado, care poate să ne ajute pe Salvi Maria. Salvio ăsta. Oricum, ăsta, Suarez va fi aruncat, va intra Garincia și în rest mai vedem. În rest mai vedem. Haideți să luăm și antrenorul. Avem, uite, l-avem pe ăsta de astea din Columbia sau Argentina. Să cu ceva, vreunul. Facă în 7 Suarez și cu ăsta facă în 7. Face foarte mult Argentina. Așa, să facem și instrucțiunile. O să vă arăt acum și instrucțiunile care o să joc. Care o să joc, ia să amicaze, mă, peste ei, nu stăm la discuții, mă, minut. Așa. Așa, așa. Long ball, nu. Uite, Mihai, stai în fără. Instrucțiunile sunt folosite, sunt puse, tacticile sunt puse, le folosim, îi spargem pe băieți și ne pregătim de primul meci. Prima partidă, 3 fundași. Nu e o echipă de speriat, cred că putem face față, doar nu trebuie să tragă băieții la poartă, având în vedere că jucăm cu Marcelo în poartă. Hai să vedem, facem și prima schimbare. El schimbă. Mulțumesc. Nu poți să facă Crespo ăsta. O Sandro, mă, da, mă, da. Roman Golazzo! Do Boca Juniors! Gol, 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 gol! Juan Román Riquelme! Ca să avem și atmosferă de America de Sud. Vamos, caralho! Oh. Opa! Nu! Cred! Da, mă, Marcelo! Offside? Offside? Da, mă, Marcelo, mă! Da, mă, da!
Fabinho! Bară! David Luiz! Bară iar, mă! Hai, mă, nu! Cred. E gol. Da. Dai joc. Luiz? Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, un atac superb! David Luiz înscrie! Și... ducem cu 2 la 1. Trebuie să fie scorul mult mai mare. Asta e! Forever young, I will be forever young. Bine? 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 Oh! Beautiful! Na! Pas! 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 Reșcuit, mulțumesc frumos! Prima victorie în acest draft al sudamericanilor cu Marcelo în poartă. Mergem în meciul numărul 2. Vedem meciul al doilea. 4-2-3-1, Zanetti, Kante, Totti. Uf. Fundaș decent, acel Diego Carlos mă înspăimintă puțin, dar în rest, o echipă medie, cam ca un pic mai bună ca noastră, având în vedere mijlocul. Dar se poate, se poate. E loc de mai bine, e loc de mai bine, e loc de mai bine. Hai băieții! La Fabi, fake shot. Nice. Gari, frână, pasando, Crespo, colazzo! Gol! Do Corinthians! Gol, 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 gol! Ce Corinthians, mă? Du Hermannstadt, du... 1-0, vamo! Marcelo cam, Marcelo cam, Marcelo în poartă, atenție. Marcelo! Paradone Marcelo! Marcelo! Te rog eu, David Luiz. Mulțumesc. Gol! Gol! 2-0. Da mă, sud-americani, mă, da! Nu. Marcelo! Marcelo! Da mă, Marcelo, degajare Andu cu Marcelo! Hai să-mi degajare Andu, degajare Andu, degajare Andu! Mamă, ce chiflă! Uailu! Am ce mai... Hernan Crespo! Golazo! Hernan Crespo! Bă, băiatule, bă. Marcelo! Cui trebuie Alisson, frate, când ai Marcelo? Victorie în al doilea meci, 4-1. Show de zile mari cu Roma Riquelme. Mamă, ce golator roman, nu pot să cred. Gol foarte, foarte frumos. Noi ne pregătim de meciul numărul 3. Meciul din semi. Debiu. Tinio. La cazet bun și el. Hernan Crespo. Crespo! Cu stângul! Bară, nu cred! Suarez! David Luiz! Blocaj! Crespo!
Hai, Papu. Papu. E? Crespo, gol. N-are cum să nu fie gol. Gol! 1-1. Bravo, meci foarte greu, jucător bun. Jucător bun. Jucător mult mai bun decât a noastră. Nu meci greu, trebuie să ne concentrăm. Bravo, Hernan, bravo. Bravo, bravo, vamo, wow, wow. Bine. Hai, Gari. Hai, Gari. Garincea. Garincea, gol! Garincea. Super contraatac, super contraatac. Ce a însemnat viteza aici la Garincea. Stat cu mult în spate pe Hernandez. Scriem 2-1 și conducem cu Marcelo în poartă. Gol muncit. După atâtea ocazii a trebuit să sară mingea la mine, ca spus. 3-1. Cam GG. Vedem. Victorie în semifinale, 4-1 pe un meci în care a arătat foarte, foarte mult, am avut și ghinion, dar o victorie e o victorie, așa că mergem mai departe în marea finală. Și finala împotriva Detectiv. Uf, tot cu Neymar, Richelso, bun. Bună echipa, bună echipa, bună, bună, 82 chemistry. Hai, Hernan. Pare. Garincea. Am greșit. Hernan, gol! 1-1. Bine. Crespo! Nu cred, mă, că a scos-o de... Opa! Riquelme! Noastră! E? E? Pic de noroc? Hai, mă, întoarce-te! Crespo! Golazo! Gol! Boca Juniors, golazo, Hernan, Crespo. Două, mă, două fase, doar două fase. Garincea. Gari, hey, penalti și roșu. Penalti și roșu, corect, 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 corect. Să batem cu Davilui. Di Maria? Opa! Cuadrado, te rog! Da, mă, da! Gol, gol, gol! Juan Cuadrado! 3-2. Haide. Hai, Quadri. Hai, Juanito. Opa. Crespo. E fini. Tata. Portillo. Bine, mă. Draftul sudamericanilor. Marcelo în poartă.
Di Maggia. Di Maggia, ole. Oh. O mai are, nici mare, nu mai avem ce să mai comentăm. Nu ce să mai comentăm, gata. A băgat cu mături pe Amrabat. No, nu mai are sens. Mai contează, Marcelo și-a făcut perfect treaba. Perfect și-a făcut treaba și câștigăm un draft dificil din cina echipei, mai ales că am jucat și cu un portar care este de fapt un jucător. Plus că este draft sud-american, l-am folosit doar sud-americani în primul 11. De fapt, în tot, tot draftul am folosit mai jucători sud-americani. Ia să vedem. Mega pack și premium gold players pack. Good. Good, ia să vedem că mai avem aici vreo 5 pachetele. Ia să deschidem acest gold pack. Nimic, mergem mai departe. Le dăm cu el, bine. Parte. Un gold pack. Opa. Nimic, 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 n-are nimic. Prenții, 1000 de coins, foarte bine. Jumbo gold pack. Nimic. Bineînțeles, de ce nu sunt surprins? De ce nu sunt surprins? Foarte. Jucători extraordinari, cu XL. Deschidem acest mega pack. Simt că în acest mega pack o să fie ceva bine. Poate un team of the season? Board. Belgium. Central back. Vincent Kompany. Vincent Kompany. Așa, și aici, ia să vedem. Ultimul pachet. Și nimic. Wow! De ce nu sunt surprins? Yay! 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 Elinski foarte tare. Băieți, acesta a fost draftul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like. Haideți să facem foarte, foarte multe like. Undeva la 1000? Și repede, 1200? 1300? Hai să facem așa foarte, foarte multe like-uri. Lăsați-mi și un comentariu ce drafturi să fac pe viitor. Haideți să vreau să văd foarte multe challenge-uri în comentarii. Ce drafturi să fac. Pentru că vreau să facem în fiecare săptămână cât un episod de draft. Așa mai pe chill, mai pe o schemă și așa mai departe. Dați-mi follow pe Instagram și noi o să ne vedem data viitoare. Vă salut, cu deosebit respect!